Consilierii locali au fost convocați să se întâlnească astăzi dimineață pentru a aproba unele concedieri la societățile Spații Verzi, dar și contractarea unui credit de aproape 69 milioane lei pentru refinanțarea datoriei publice locale. Multă vreme după ora la care ședința trebuia să înceapă, singurul consilier local prezent a fost Ionel Dinu, rămas doar cu așa zisul interes de a servi cetățeanul, după ce cu scurtă vreme în urmă a depășit recordul traseistic pe eșichierul politic, înscriindu-se mai nou în Partidul Mișcarea Populară, hotărât să dea pe mere ce a luat pe pere. Bună ziua, stimați colegi! Domnul secretar, avem vorumul necesar pentru a începe ședința de Consiliu? Mulțumesc, domnul secretar! Ședința este statutară, avem vorum din cei 20 aleși, 21 cu unul demisionat, prezenți 20 din 20. În cele din urmă, în sala de ședință au apărut și cei doi consilieri ai PSD, dar cum cu 3 consilieri nu se poate face ședința și cum cele 15 minute regulamentare de așteptare trecuseră, secretarul primăriei a anunțat că întâlnirea se amână. Trebuie să vă anunț că noi avem vorum, sunt prezenți 4 consilieri la ora asta, e 10 și un sfert, se contramandează. Am mandat din partea domnului primar care a convocat să spun că nu se mai ține neavând vorum. Era necesar să fie prezenți 11 consilieri. Și cum uneori gura păcătosului adevăr grește, tot Ionel Dinu a tras concluzia finală. Atenționez presa, vedeți colegii noștri consilieri cât de mult interesează orașul Giurgiu. Misa ședinței ține de interese politice, dar și personale. Și se pare că lucrările ședinței s-au amânat pentru că ai noștri consilieri locali nu au căzut încă la pace. Așadar, negocierile continuă, după ce în ultima ședință, la același punct, s-a anunțat că au votat 11 pentru, 7 împotrivă și 2 abțineri. În total 20 de voturi, deși în sală nu erau decât 19 consilieri. Dar ce mai contează aritmetica elementară față de interesul general? Care e problema? De ce n-ați obiectat atunci? Dar de ce reveniți la punctul 17 acum? Păi și acum ați înțeles. Pentru acțiune. Ce s-a spus, domnule, la punctul? Nu. S-a terminat ședința, domnule. S-a terminat ședința, da?